Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 126 ediții de analize economice, împreună cu unii de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe paginile noastre sau pe pagina mea, ioniță.md. Astăzi cred că ar fi incorrect din partea mea să nu vorbim despre leu moldovenesc. Din ce cauză? Că în această săptămână avem exact 30 de ani de zile, când în anul 1993, în Republica Moldova, la sfârșit de noiembrie, a fost introdus leu moldovenesc în schimbul rublii rusești, cupoanelor care au fost toate celelalte hârtii care au circulat în Moldova, leu moldovenesc în felul acesta finalizând sau încheind simbolismul statalității Republicii Moldova, o țară este independentă, mai multe atribute ale independenței, unul dintre care este valuta națională. Ce s-a întâmplat cu leu moldovenesc, câți lei avem, de când am început să introducem monede în loc de bancnote, toate acestea astăzi voi încerca să povestim. Parcă ar părea că încep cu ceva trist, dar nu chiar. În anul 1993, leu moldovenesc apare într-o perioadă destul de dificilă. Să nu uităm că înainte de aceasta am avut inflație de 2000% anual. Ce înseamnă lucrul acesta? Că prețul creșteau de 20 de ori pe an. Dacă ceea ce costau o rublă, la sfârșit de an era deja 20 de ruble. În următorul an era deja 400 de ruble. Deci am avut o inflație cauzată de prăbușirea acelui sistem sovietic care a fost și leu moldovenesc s-a născut la final de inflație, dacă inflația nu se terminase. Din acest motiv, în anul 1994, dintr-un leu moldovenesc, vedeți primul grafic, deja au rămas 48,9 bani, adică el s-a depreciat într-un singur an de două ori. După aceasta a urmat 95 încă o depreciere, apoi cât de cât a fost în 2000, era 15 bănuți, iar astăzi un leu mai valorează cam 2,4 bănuți, ce a valorat în 93. Deci în prezent cu un leu cumperi cam ceea ce cumpărai înainte cu 2 bănuți. Dacă s-o întoarcem invers, fix același grafic, câți lei îți trebuiește ca să procuri același volum de bunuri și servicii care cu procurai în anul 1991 la sfârșit de an cu un leu. Dacă observați, în 94 îți trebuia deja 2 lei. În 95, 2,50 lei. Aici a fost cel mai rapid. În anul 2015 deja trebuiau 21,86 lei, în 2020 26 de lei, iar acum, observați, avem o creștere care a fost doar din 95 în 2000 și acum avem 41 de lei. De fapt, în 3 ani de zile observăm o depreciere puternică a leului. Altfel spus, astăzi îți trebuie 41 de lei ca să procuri exact același volum de bunuri care luai în anul 93, cu un leu. Deci cam atâta s-a dus valoarea leului. Dar nu trebuie să ne întristăm foarte mult. Până la urmă, leul este ceea ce merge după economia națională. Ca să nu pară că suntem toți în sărbătoare și dau ceva trist, cum au crescut salariile noastre? Până la urmă, leii nu sunt altceva decât o reflecție a ceea puterii miele de cumpărare. Ne imaginăm anul 1993, deci oamenii pârnea salariul, apropo, atunci salariul era 31 de lei pe lună, greu cred că ne imaginăm cum poți să ai așa un salariu, dar oamenii atâta primeau la acea vreme. În anul 94, atunci chiar dacă am avut o inflație mare, dar salariul a crescut substanțial și de fapt oamenii deja aveau un salariu egal în valoarea reală de cumpărare, 1,7 din 94. În 2000 am ajuns doar la două salarii, observați creșterea avută în 94, după aceasta până în 2000 practic n-a crescut. În 2000 salariul era de două ori mai mare real comparativ cu anul 93. A fost o perioadă grea, știți fiecare ce a fost. În 2005 am înregistrat cea mai mare creștere din 2000 până în 2005. Salariul deja era de 4 ori mai mare sau de 2 ori a crescut real, în putere real de cumpărare salariu. Până în 2010, 6,1 ori. Până în 2015, 6,7. Și a doua perioadă când salariul a crescut substanțial în valoare reală a fost perioada 2015-2020, când salariul a crescut până la 9,7 ori. Deci în prezent, în 2020, salariul real era de 9,7 ori mai mare decât în 93. Sau oamenii câștigă și pot procura real de aproape 10 ori mai mult decât procurau în anul 93. Vine 2021-2022 cu scăderea veniturilor populației, iar în acest an, cel mai probabil, dacă inflația se va apropia de 5%, salariul va fi undeva 12.500 de lei, aproximativ 12.500, atunci noi în 2023 ajungem la nivelul anului 2020, altfel spus, 2023, cel mai probabil recuperăm căderea din 2021-2022 și salariul va fi 9,7
salarii reale din 93. Deci cam aceasta este veniturile populației. Dar ca să nu creăm impresie că leul nostru s-a depreciat continuu în această perioadă, trebuie să luăm comparativ cu valuta. De fiecare dată când sunt întrebat ce se întâmplă cu cursul valutar leu moldovenesc față de euro și dolar, că aceasta este cel mai important lucru care interesează. Apropo, zilele următoare, cred că voi scrieți ce se întâmplă cu leul nostru care în acest an se întărește față de toate valutele, vă pot spune în următorul lucru. Cu excepția crizelor speciale, când zic speciale, deci când am avut în 2015 criza generată de jaful bancar, leu moldovenesc oscilează pe parcursul anului, dar anul îl începe și îl termină aproximativ la același curs. Uitați-vă, din 2018 față de dolari, 17-9, timpul anului oscilează, începe anul următor cu 17-16, oscilează tot anul, începe anul 20 cu 17-2. Oscilează în anul 21, începe iar cu 17-2. Și apoi 17-83, 19-1 și asta mai degrabă legat de deprecierea dolarului. Iar în acest an am ajuns iarăși la 17-92, la nivelul 22. Ce vreau să spun? Tot ce se întâmplă cu leul nostru, până la urmă, el plus minus este la același nivel cum a început anul. Față de euro, dacă se observați același lucru. Eu graficul acesta în fiecare an al public, dacă trebuie val public și mai des, leul nostru, comparativ cu valutele de bază și celelalte valute, are un comportament mai mult sau mai puțin egal. Eu întotdeauna compar leul nostru cu o corăbioară micuță care în furtună, când sunt corăbile astea mari, euro, dolarul, valutele din zona euro, leul nostru cumva stă pe mijloc. Nici nu se leagă nici de valuta cea puternică, nici de cea slabă, stă undeva pe la mijloc. Și întotdeauna leul nostru, de fapt, a avut un comportament, cel puțin în ultimii vreo 10 ani de zile, mai mult sau mai puțin calculat și mai mult sau mai puțin predictibil. De aceea, eu vă recomand oricum și întotdeauna fac această recomandare să apreciați valuta noastră din simplu motiv că în comparație cu celelalte valute are un comportament foarte echilibrat, iar dacă vreți păstrați banii, mai bună păstrare decât depozite bancare nu avem. Câți lei avem noi în circulație? Câți lei are Republica Moldova astăzi? În anul 93 eu nu am cifrele, avem doar câți bani erau în numerar sau câți bani aveau oamenii în mână. Erau undeva 120 de milioane și pot să-mi dau seama că în bănci la acea vreme erau, cred că, nu mai mult de vreo 40 de milioane. Nu am datele, nu există date, dacă cineva le obține eu voi aprecia foarte mult. Deci 120 cu 40 estimativ, în total vreo 160 de milioane de lei, erau toți banii care avea Republica Moldova la acel moment în anul independenței. În anul 1995 banii în circulație erau 640 de milioane, iar banii care erau în bănci la acel moment estimez că erau vreo 320, vedeți nici n-am scris, în total în anul 2005 aveam vreo 1 miliard de lei. Deja din 2000 avem cifrele exacte, în 2000 noi am avut 1,5 miliarde de lei circulau la oameni și 1 miliard erau în bănci. De fapt, până în anul 2002, lei moldovenești erau mai mulți pe mâinile oamenilor decât în bănci. Deci atunci era viața numerarului. Până în 2002, la noi mai mulți bani erau în circulație decât banii, mai mulți bani erau în numerar decât banii deținuți în bancă. Estimez că în momentul când Republica Moldova, datele care le avem sunt doar din 98, atunci 2/3 din bani erau în numerar și doar 1/3 în bănci, iar în momentul independenței presupun că erau vreo 70% erau în numerar și vreo 30% în bănci. Astăzi avem situații exacte inverse. Vă pot felicita în acest an. Noi, pentru prima dată, am depășit 100 de miliarde de lei care avem în economia națională. Mai precis, în 1 octombrie avem 102,6 miliarde de lei. Dacă îmi fac un exercițiu, cred că voi da detalii, când exact am depășit nivelul de 100 de miliarde, dintre care 36,1 miliarde noi avem în numerar, 66,5 îi ținem în bănci. De fapt, începând cu anul 2003, în Republica Moldova, banii care se aflau în bănci, au început să prevaleze față de banii care se află în numerar. În afară de lei, noi mai avem și valută, dar despre valută astăzi nu vorbim, este ziua leului. Câți bani în numerar are mediu fiecare cetățean în Republicii Moldova? Dacă aveți mai puțin de mediu, înseamnă că cineva are banii voștri la dânsul în buzunar, dacă aveți mai mult de mediu, înseamnă că sunteți o leacă mai sus. În anul 93, în mediu, la fiecare cetățean revenea 34 de lei. Deci toți lei care erau în țară ajungeau la fiecare 34 de lei. Greu îmi imaginez cum e, dar așa trăiam noi atunci. În 95 deja 181 de lei, în 2020
11.279, iar în acest an, astăzi, în mediu, aici sunt inclus și copiii și bebeluși și toți, 14.354 de lei. Dacă observați atent, de fapt nu este nimic deosebit, lei moldovenești întotdeauna sunt în circulație, puțin peste salariul mediu. Deci era salariul 31 de lei, bani erau 34. Anul acesta salariul 12.500, bani sunt 14.350. Dacă observați, întotdeauna lei în circulație sunt puțin peste numărul mediu de salariu. Aici sunt banii care de fapt ne ajung nouă ca noi să ne facem toate cheltuielile necesare și Banca Națională are grijă ca întotdeauna să nu lipsească bani. Și cred că nimeni nu a avut vreodată probleme când are salariu să primească bani. Cert este că leul nostru își îndeplinește funcția lui din mijloc de plată și noi, mulțumit acestui leu, putem în fiecare zi să ducem, să cumpărăm tot ce avem nevoie, iar Banca Națională are grijă ca întotdeauna să fie de ajuns. Avem o problemă. Banii sunt ai noștri, dar Banca Națională trebuie să îi tipărească. Și vă dați bine seama, cel mai mulți bani, ca, nu ca număr, dar ca valoare, sunt cu bancnotele de 200 de lei. Astăzi nu vreau să vorbesc despre valoarea fiecare bancnote, dar cel mai puțin sunt bancnotele de 1 leu. Ele mai puțin de jumătate din procent din toți banii noștri, dar ele sunt cel mai des folosite. Știți, este bancnota care circulă cel mai des și se uzează cel mai rapid. Și atunci se primește că bancnota de 1 leu, care ca valoare este foarte puțin, suporta Banca Națională cele mai mari cheltuieli cu deservirea ei. Eu am calculat atunci când au fost introduse monedele, am calculat că doar faptul că ne-a dus capul să introducem moneda de 2 lei, noi putem să reducem numărul de bancnote necesare în circulație cu 40%. Din ce cauză? Ca să faci operațiuni simple. În cazul leului de 1 trebuiește în mediu 10 bancnote, dacă să faci toate tipuri de operațiuni, 1 leu, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, deci îți trebuiește să ai 10 bancnote. În cazul dacă ai monedă și bancnotă de 1 leu și 2, îți trebuie doar 6 bancnote, deci 40% mai puține. Din acest motiv, nu știu de ce atât de greu, dar nouă, doar în 2018 ne-a venit mintea că ar fi bine să avem între leu de 1 și de 5 să mai avem ceva intermediar. În unele țări, cum a fost Uniunea Sovietică, era de 3 ruble, în unele țări, cum este Republica Moldova și țările Uniunii Europeană, de 2 moneda de 2 euro sau în cazul nostru de 2 lei. 2 sau 3 au același impact, numărul de bancnote sau monede necesare ca să faci operație scade cu 40%. Vorbim de monede și bancnotele mici. Când trebuia să introducem noi monedele? Dacă ne uităm atent, leul de 1 era cel mai bine să-l introducem în perioada dintre 2004-2008. Deci în 2008 noi cam trebuie să terminăm cu lei de hârtie. Dar am introdus cu mult mai greu și din acest motiv am pierdut anual milioane de lei trebuia să cheltuim ca să scoatem de uz lei de 1 și să introducem cei de monede. Clar că inițial când au apărut monedele foarte multă lume era revoltată, dar acum din contra ne-am deprins și au intrat în circuitul normal. Din 2015 până în 2017 trebuia să introducem moneda de 5 lei, apropo de 2 lei trebuie să introducem tot în această perioadă, și moneda de 10 lei în anul 21-23. De fapt, noi am reușit în anul 2018 să introducem moneda de 1 leu, de 2, de 5 și de 10 lei. Au fost așa sărbătoare frumoasă. În felul acesta, noi cumva rezolvăm problema cu monedele. Acum mai este problema bănuțului. În ce constă problema bănuțului? Nu credeți că glumesc, foarte multe țări, vreți, căutați pe internet câte discuții au făcut în Marea Britanie ca să, dacă trebuie sau nu, de exclud un pfennig, deci moneda cea mai micuță. Este simbolul țării și la noi bănuțul este simbolul țării. Dacă să vorbim la modul serios, din 2017 noi, în principiu, bănuțul de 1 nu mai avem nevoie de dânsul categoric. Din 2007 el trebuia să fie scos din circuit, dar din 2017 noi nu mai avem nevoie de dânsul, deci el, valoarea lui, asta conform teoriei, valoarea lui așa de micuță este că tu nu mai ai nevoie de bănuț. Banca Națională nu l-a scos din circulație, nu a anulat bănuțul, dar cetișorii de voie să plătească așa cum vrea el. Mai mult nu se mai emit monede de un bănuț. Cele care au rămas în circulație vreo 80 de milioane de monede, circulă și ele sănătoase. Dacă ați mai găsit un bănuț pe drum, e bănuțul și ala care au rămas încă de pe anul 2017.
Din 2023, noi deja nu mai avem nevoie de bănuți de 5. Așa spune teoria. Știu că atunci când mergi la magazin, când vă dăm 5 bănuți, îi luați. Din 2023 nu mai este nevoie, încă vă mai fi vreo câțiva ani de zile când oamenii îți vă uita la bănuțul de 5, dar cred că acum dumneavoastră niciodată nu vă uitați la bănuțul de 1 și nici nu știu dacă mai găsiți pe magazine. Bănuți de 5, Banca Națională continuă să bată și în acest an, din câte îmi dau seama, datele vor fi mai târziu, dar cel puțin în 2022 a bătut bănuți de 5 și au intrat în circulație. Dar din 2023 până prin 2025-2027, noi bănuții de 5 vom cam uita de dânșii din simplu motiv că nu este nevoie de dânșii și noi cam trebuie să scăpăm. Mai se întâmplă un lucru interesant, fiindcă vorbim de bănuți și vorbim de monede, bănuții lăsăm la o parte, deci foarte clar, bănuțul de 1 este în liberă circulație, dar Banca Națională nu mai bate acești bănuți când nu este nevoie. Bănuțul de 5 a fost introdus chiar și anul trecut în circulație. Anul acesta presupun că da, dar deja nu mai este nevoie. Cei care sunt trebuie circule libere și în câțiva ani de zile noi vom vedea că nu mai avem nevoie de dânsul. Anul când bănuțul de 5 cam trebuie să o terminăm este 2023, deci din acest an noi trebuie să înțelegem că bănuțul de 5 și-a pierdut și el din importanța lui. Dacă luăm bancnotele cele mai mici, 1, 5 lei și respectiv vis-a-viul lor de metal, 1, 2, 5 lei, observăm un lucru interesant. În acest an, în 2023, monedele de 1, 2, 5 lei vor fi ca valoare mai mare ca hârtiile. Deci, altfel spus, epoca bancnotelor de 1 și 5 lei pleacă în istorie. În 2015 noi am avut 152 de milioane de lei de 1 și 5, luate împreună, nu le-am făcut separat. În 2018 erau deja 186 de milioane, în care 176 erau de hârtie, iar 10,4 erau de lei. De atunci, bancnotele de lei scad continuu, dacă observați în acest an, lei de 1 și 5, în ca valoare împreună sunt de 152,8 milioane de lei, am început anul, iar monede de 145. Cred că anul viitor îl începem cu monede ce obțin 160 de milioane, iar bancnote de vreo 140. Deci noi vom avea în 2023, vom putea constata, dar asta după anul nou, când Banca Națională va face publicitatele, anul 2023 este anul când bancnotele de 1 și 5 lei încet, încet pleacă în istorie și domină deja monedele. Dacă să luăm pe 1, 2, 5 și 10 lei separat, putem spune în felul următor. În anul 22, prima dată, leul de 1 și 2 au întrecut moneda pe cele de hârtie, în acest an cred că ajung la vreo 60-70%. În anul 2023, cel mai probabil, moneda de 5 lei va depăși bancnota de 5 lei, iar peste undeva în 25, moneda de 10 lei va depăși bancnota de 10 lei. Odată cu creșterea bunăstării populației, odată cu creșterea salariului, odată cu creșterea valorii nominale a bancnotelor care avem noi nevoie, odată cu pierderea valorii sau scăderea valorii bancnotelor de 1 leu și de 5 lei, iar în viitor apropiată 5 lei, Banca Națională este nevoită, dar nu este nevoită, o face cu cea mai mare plăcere. Banca Națională introduce treptat monedele de 1, 2, 5 și 10 lei, care noi ne-am deprins. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, foarte multă lume poate n-al știe, dar pe lângă monedele ordinare, pe lângă bancnotele ordinare care circulă în Republica Moldova, noi avem și așa numitele monede comemorative. Deci acestea sunt monedele care sunt produse fie din argint, fie din aur, fie din aleajă, fie sunt argentate și ele în fiecare an se bat de la câteva monede, cel mai mult am avut vreo 20 ceva de monede într-un singur an. Deci Banca Națională, cu ocazia diferitor evenimente, bate diferite monede. La ziua de astăzi, pentru cei care vor să știe, noi avem în total 190 de monede comemorative și 4 monede tot speciale, dar sunt bătute în tirajul mare de 250 de monede. Știți, moneda cu limba noastră, 30 de ani la Banca Națională, deci aceștia sunt 4 monede de circulație largă plus 190 de monede comemorative. Dacă vă interesează cât valorează ele, noi avem în total bătute 166 de monede de argint.
Deci Republica Moldova are 166 de monede de argint, cea mai mică monedă de argint are 7,8 grame, cea mai grea monedă de argint are 31,1 grame. Dacă cineva din Republica Moldova are toate monedele de argint acasă, el are în total 2 kg 976 de grame de argint în monedele comemorative a Băncii Naționale. Pe locul 2 se află monedele de aur. La ziua de astăzi, Banca Națională a bătut în total 19 monede de aur. Monedele de aur care se bat de la 8 grame până la 31,1 grame. Cele de aur se bat la 7,8, cele de argint la 8 grame avem. Dacă cineva are acasă toate monedele de aur care sunt bătute de Banca Națională, el are acasă în prezent 219 grame de aur, 219,4 grame de aur. În afară de acesta avem 4 monede argentate, se sunt monedele bătute de Banca Națională. Apropo, în opinia mea sunt cele mai frumoase monede, sunt monedele de copilărie, sunt monedele cu poveștile lui Ion Creangă și alte povești, amintiri din copilărie. Deci toate poveștile din copilărie, bătute monede cu capra, cu triez, asta primele, în total au fost bătute 4 monede, ele sunt argentate, ele nu sunt de argint, argentate, dar dacă le aveți 80 de monede, 80 de grame, 4 monede, 80 de grame, argentate. După aceasta avem o monedă dintr-un aliaj metalic de 25 de grame și 4 monede de circulație largă, în total au 30,6 grame. Deci dacă dumneavoastră aveți toate monedele comemorative acasă, în total se adună 194 de monede, dacă le puneți în cutii, 60 de monede, cutiile mari, vă trebuie 3 cutii și de fapt începeți a patra cutie și în total aveți 3 kg 331 de grame de monede, cel mai mult este de argint, pe locul 2 este aur, pe locul 3 este argentate și pe locul 4 sunt de metale simple. Cei care doresc să facă colecție sau cei care vor să lasă copiilor lor moștenire, înainte Banca Națională bătea mai multe monede, bătea și câte 1000 de monede, tirajul, deci fiecare monedă, ele sunt bătute de 50 sau de 100 de lei. În prezent se bată 200, chiar și avem și tirajul de 100 de monede, de 200 de monede. Oricum, este o zi când trebuie să reamintim tuturor celor care ne privesc, pe lângă monedele în circulație, noi mai avem și monedele comemorative. Pe final, Republica Moldova, la 30 de ani de zile, de la implementarea leului, putem spune că leul nostru își îndeplinește funcția lui de bază din mijloc de plată. Banii care avem în buzunar, cei 14.500 de lei, ne permite să facem toate cheltuielile curente. În afară de acești bani care avem în buzunar, mai sunt în bănci, dublu, clar că acolo o parte este agenților economici, dar în total mai avem în bănci încă 65 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă în mediu 30.000 de lei de fiecare om. Banii aceștia, hai să o spunem așa, ne ajung, dar trebuie să fie mai mulți, pentru că să putem să asigurăm funcționalitatea economiei, deci ar fi bine să fie mai mulți, dar până ce avem încă destul de puțin bani, dar în acest an noi am trecut prima dată nivelul de 100 de miliarde de lei care avem în circulație și la acești bani se mai adaugă și valuta care este, dar pentru noi, pe noi astăzi ne interesează leul moldovenesc, leul care ne asigură atât ca mijloc de plată, cât ca mijloc de acumulare a banilor, iar pentru cei care au monede comemorative și ca mijloc de a vedea lucrurile frumoase, vă pot spune că toate monedele comemorative ale Băncii Naționale sunt excepțional de frumoase, unele din ele deja sunt colorate, unele sunt într-o formă inedită și leul nostru care a fost bătut, acesta de circulație largă, cei care nu știu, vă spun un lucru interesant. Dacă luați leul de 1, 2 și 5 și îl puneți frumușel într-o formă de rom, dumneavoastră obțineți capul de bouri formate din 4 monede ale Republicii Moldova. Vă mulțumesc și până data viitoare când vom discuta alte subiecte de importanță vitală pentru noi.